Și acum ascultați în continuare viața cuviosului părintelui nostru Pavel cel Smerit. Acest fericit Pavel era plugar dintr-un sat de prin Egipt, smerit, neiscusit și fără de răutate. S-a însurat cu o femeie frumoasă la față, dar urâtă cu viața și cu năravurile. Căci aceasta, înșelându-l în credință, era desfrânată, făcea păcate urâte. Odată venind el de la câmp acasă, a găsit pe femeia lui cu altul, iar el, zâmbind puțin, a zis către cela care era desfrânat: "Bine, bine, să știi că nu-mi pasă, dar mă jur pe Iisus că nu voi mai trăi mult cu dânsa, iar tu s-o iei pe ea de nevastă și copiii să-i hrănești, iar eu mă voi duce și mă voi face călugăr." Și îndată, lăsându-le toate, a ieșit din casă și nimănui n-a spus nimic, nici a clefetit pe femeia lui cea desfrânată, ci tăcând s-a dus în pustie. Mergând el la cuviosul Antonie cel Mare, a bătut în ușa chilii lui și l-a întrebat: "Antonie, ce voiești, omule?" Răspuns a Pavel: "Vreau să mă fac călugăr cuvioase, părinte." Iar Antonie, văzându-l că este bătrân, i-a zis: "Acum tu, bătrânule, fiind aproape de 60 de ani, nu vei putea să fii călugăr și să mergi în sat și să lucrezi mulțumind lui Dumnezeu, pentru că nu vei putea răbda ostenelele pustiei și supărările." Iar Pavel i-a zis: "Orice mă vei învăța, părinte, voi face." Iar Antonie din nou i-a zis: "Ți-am spus că ești bătrân și nu vei putea să fii călugăr. Du-te de aici. Iar de voiești, cu orice chip, mergi la o mănăstire unde se află mai mulți frați care vor putea să spoarte slăbiciunea ta. Pentru că eu aici viețuiesc singur și câte 5 zile nu gust nimic. De aceea nu vei putea ca să viețuiești aici cu mine." Zicând acestea, Antonie a închis ușa și 3 zile n-a ieșit din chilia sa pentru acel bătrân, iar acesta, Pavel, nu s-a depărtat de acolo. A patra zi a deschis Antonie ușa și, văzând pe Pavel că nu se dusese, iarăși îl izgoni zicându-i: "Du-te, du-te de aici, bătrânule, pentru ce mă superi? Ți-am spus că nu vei putea să rămâi aici." Răspuns a bătrânul: "Vreau să mor aici, părinte, dar nu mă voi duce, nu mă izgoni de aici." Văzându-l Antonie, sfântul, că nu adusese cu sine nici pâine, nici apă, și de 4 zile este fără de hrană, a gândit în sine bătrânul acesta fiind neobișnuit a posti așa mult, va muri de foame și va fi asupra sufletului meu păcatul lui. Deci l-a primit pe el zicându-i: "Vei putea să te mântuiești de vei fi ascultător și de vei face ceea ce îți voi porunci." Răspuns a Pavel: "Toate cele ce îmi vei porunci, părinte, sunt gata să le fac oricând." Și ispitindu-l pre el, Antonie i-a zis: "Stai și te roagă la locul acesta până ce voi veni și îți voi aduce ceva ca să lucrezi." Și a intrat în peșteră, lăsându-l afară. Și n-a mai ieșit la dânsul toată săptămâna, ci în taină se uita pe o ferestruie, privea la el să vadă ce face. Și l-a văzut în toată vremea aceea, stătea la un loc nemișcat ziua și noaptea. Apoi, ieșind, i-a adus ramuri de finic
și muindu-le în apă, a zis lui Pavel: „Împletește așa, bătrânule Ofunie, precum mă vezi pe mine.” Și împletea Pavel la acea funie până la al nouălea ceas. Și-a împletit 15 coți cu mare osteneală. Iar Antonie, văzându-l, i-a zis: „A, n-ai împletit-o bine, despletește-o și iarăși o împletești.” Și acum era a șaptea zi de când nu-i dăduse lui să guste nimic. Iar Antonie le făcea toate acestea pentru aceea că doar l-ar izgoni de la sine, pentru că socotea că, supărându-se bătrânul, se va duce de acolo. Dar dacă l-a văzut că despletea cu mare osârdie și osteneală funia și iarăși o împletea, și fiind flămând și trecut în vârstă, nu s-a mâhnit, nici s-a tulburat, nici a cârtit, nici s-a mâniat. De aceea lui Antonie i-a fost milă de dânsul și, apuind soarele, i-a zis: „Bătrânule, vrei să mănânci puțină pâine?” Iar Pavel i-a zis: „Cum voi ești tu, părinte, dacă vrei să-mi dai bine, dacă nu?” Și s-a umilit părintele Antonie de aceste cuvinte ale lui cuviosului Pavel, căci flămând fiind, nu se grăbea la pâine, ni s-a supus la voința lui. Apoi gustară împreună puțină pâine cu apă și, sculându-se, au adus mulțumire. Desfântul încerca pe Pavel și în rugăciune, adormind toată noaptea, cântând psalmi și făcând multe închinăciuni, iar Pavel în toate s-a arătat răbdător și treaz. Pe când mâncau ei odată, a poruncit Antonie ca Pavel să guste mai multă pâine, fiindu-i milă de el, că era neobișnuit a posti mult. Iar el i-a zis: „Părinte, dacă vei mânca tu mai mult, voi mânca și eu.” Iar Antonie i-a zis: „Mie mi-e destul, pentru că sunt călugăr.” Răspuns a Pavel: „Și mie mi-e destul, că voie și eu să mă fac călugăr.” Și făcea toate cele ce îi poruncea Antonie. Altădată i-a poruncit ca să coasă o haină. Și după ce Pavel a cusut-o, i-a zis Antonie: „Rău ai cusut-o, s-o descoși iarăși s-o coși.” Apoi, după ce o cususe, i-a poruncit să o descoasă și iarăși s-o coasă. Și acestea toate le făcea ca să încerce răbdarea și ascultarea lui. Iar el n-a cârtit cu nimic și cu o sârdie și cu supunere îndeplinea poruncile. Și văzându-l Antonie iscusit întru toate, i-a zis: „În numele Domnului Iisus, acum ești călugăr.” Și a poruncit ca deoseb să viețuiască, făcându-i chilie departe de sine ca la patru aruncături de piatră. Și petrecea fericitul Pavel aproape de Sfântul Antonie, în chilie deosebită, ostenindu-se ziua și noaptea în nevoințele călugărești. Și-a luat de la Dumnezeu puterea asupra duhurilor celor necurate ca să le izgonească și să tămăduiască neputințele oamenilor. Altădată aduseră la Sfântul Antonie pe un tânăr care avea duh necurat, foarte cumplit. Și acesta era unul din boierii întunericului care hulea pe Dumnezeu. Și a zis Antonie: „Lucrul acesta nu este al meu, pentru că n-am luat putere de la Dumnezeu asupra dracilor celor mai mari, ci Pavel, smeritul, are acest dar.” Și a mers cu dânsul la Pavel zicându-i: „Avo, Pavele, izgonește duhul cel necurat din tânărul acesta ca să meargă sănătos la casa sa, lăudând pe Dumnezeu.” Iar Pavel i-a zis: „Dar tu, părinte, de ce nu l-ai izgonit?” Răspuns Antonie: „Am alt lucru de făcut.
pentru aceea l-am adus la tine. Și lăsând la Pavel pe tânărul cel îndrăcit, s-a dus. Iar Pavel, rugându-se lui Dumnezeu, a zis dracului: Părintele Antonie îți poruncește ție, diavole, să ieși afară din el. Iar diavolul, ocărându-l, a răspuns: Nu voi ieși, înrăutățitule și mincinosule, bătrân. Dar Pavel, lung cu jocul în care umbla, îl bătea zicându-i: Ieși afară, că ți-a poruncit Antonie. Iar diavolul nu ieșea și a zis Pavel: Ori tu să ieși, ori eu voi merge și voi spune lui Hristos și te va izgoni. Iar dracu, batjocorind și pe Hristos, zicea: Nu voi ieși. Atunci Pavel s-a mâniat asupra dracului și în miezul zilei, când în Egipt soarele arde ca cuptorul Babilonului, s-a suit pe o piatră și sta ca un stâl nemișcat, strigând către Hristos și zicând: Iisuse Hristoase, care te-ai răstignit pe cruce în vremea lui Pilat din Pont, iată, nu mă voi pogorâ de pe piatra aceasta, chiar de voi muri. Nu voi gusta pâine, nici apă, până ce mă vei auzi și vei izgoni pe dracul din tânărul acela. Acestea zicându-le, dracul îndată a început a striga: Voi ieși, voi ieși, și nu știu unde voi fugi de la fața ta. Și ieșind s-a făcut un balaur mare, ca de 70 de coți, și a căzut în Marea Roșie. Așa a biruit Sfântul Pavel cu smerenia sa pe diavolul, pentru că pe dracii cei mici îi izgonesc oamenii cei mari în credință, iar pe boierii cei mari drăcești îi biruiesc cei smeriți, ca și Sfântul Pavel. Fericitul Pavel avea și duhul prorociei, pentru că odată intrând în mănăstire, lângă biserică, privind și cunoscând cu ce fel de gând intra fiecare în biserică și fiind vremea vecernii, toți intrau cu fețele luminoase și cu sufletele strălucite, având fiecare pe îngerul păzitor lângă sine. Atunci a văzut un frate mergând în biserică cu fața neagră, cu sufletul întunecat, înconjurat de draci, și fiecare din aceștia îl trăgeau la sine, iar Sfântul Înger Păzitor îl urma trist, plângând de departe. Acestea văzându-le, Sfântul s-a mâhnit și foarte se tânguia pentru fratele acela cel pierdut. Neintrând nici în biserică din pricina mâhnirii celei mari, ci ședea afară plângând. Apoi, sfârșindu-se cântarea bisericească, ieșeau frații în același fel în ce chip intraseră, și lumina cea dumnezească strălucea peste ei, și a văzut și pe cel care mai înainte era întunecat, însă acum fața lui era ca de înger, și darul Duhului Sfânt îl umbrea împrejur, iar îngerul păzitor, bucurându-se, îl ținea pe el sub aripa lui. Dar dracu se tânguia de departe și nu se putea apropia. O schimbare grabnică ca aceasta văzând fericitul, Pavel s-a bucurat și, chemându-l, l-a oprit înaintea tuturor, spunându-le cele văzute pentru dânsul. Apoi l-a întrebat de pricina schimbării lui celei grabnice, iar acela, văzându-se descoperit prin dumnezeiască lumină, a mărturisit pricina înaintea tuturor grăindu-i: Eu, zicea el, sunt foarte păcătos, căci mi-am cheltuit până astăzi în necurăție anii cei mulți ai vieții mele. Iar acum, intrând în biserică, am auzit citindu-se cuvintele Sfântului proroc Isaia, prin care Dumnezeu a vorbit mai ales zicând: Spălați-vă și curățiți-vă, lepădați vicleșugurile din inimile voastre înaintea ochilor mei, învățați-vă a face bine și de vor fi păcatele voastre ca mohorâciunea, ca lâna le voi albi. Acestea auzindu-le eu,
m-am umilit cu sufletul, pentru că mi s-a deschis ochii minții și, cunoscând ticoloșia și pierzarea, am zis suspinând în gândul meu către Dumnezeu: Tu ești Dumnezeu care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși. Și precum ai grăit atunci prin prorocul tău acestea să le săvârșești întru mine păcătosul. Căci iată, făgăduiesc ca de acum înainte, cu ajutorul tău, să nu mai fac niciun rău și mă lepă de toate fără de legile și de acum voi sluji ție, Stăpâne, cu inimă curată. Însă numai tu să mă primești pe mine care mă pocăiesc și nu mă lepăda pe mine care cad înaintea ta, Doamne. Și cu aceste făgăduințe am ieșit din biserică, făgăduind în inima mea ca să nu mai greșesc înaintea lui Dumnezeu. Acestea, auzindu-le toți cu glas mare, au preamărit pe Dumnezeu, care primește pe toți cei ce scapă la dânsul cu pocăință. Astfel, Sfântul Pavel era înainte văzător, pentru că s-a umplut de darul lui Dumnezeu, din cauza smereniei și a bunătății sale. Cine este așa de primit lui Dumnezeu ca cel fără de răutate? Cei fără de răutate, zice Domnul, și cei drept s-au lipit de mine. Și a viețuit cuviosul în această sfântă petrecere ani îndelungați. Și făcând multe minuni, s-a mutat către Domnul. Acela care era smerit și fără știință pe pământ, acum este mai înțelept în cer decât toți filosofii lumii acesteia. Și cu înțelepții, cu hieruvimii, vede pe Hristos prin puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că aceasta este înțelepciunea cea dreaptă, a neteme de Dumnezeu. Și într-o smerenie a Duhului, într-o nerăutate a inimii slujindu-i, bine va plăcea lui. Cu rugăciunile plăcutului tău, Doamne, smeritului Pavel, înțelepțește-ne, Doamne, și pre noi, spre lucrarea poruncilor tale, dă-ne nouă frica ta, care este începutul înțelepciunii, ca prin frica ta, bătându-ne de la cel rău, să facem bine și să aflăm milă înaintea ta, în vecii vecilor. Amin.